În videoclipul de astăzi vom vorbi despre acel interval de timp care trece din momentul producerii unui sunet și până la completa lui dispariție. Mai exact despre duratele în muzică. Bună ziua și mă bucur să ne reîntâlnim. Știai că pentru toți cei care cântă la un instrument, fie profesionist sau amatori, elevi sau profesori, ritmul reprezintă o preocupare constantă? Astăzi vom înțelege semnificația conceptului de durată, acel interval sau diviziune de timp mai lungă sau mai scurtă care contribuie la formarea ritmului și implicit a muzicii. Muzica este un proces sonor care se desfășoară în timp real, ceea ce înseamnă că avem nevoie de timp real pentru a o înțelege. Nu este precum un tablou pe care îl privim într-o galerie de artă, agățat pe perete și de care ne putem bucura instant îl cuprindem pe de-a întregul într-o clipă nefiind nevoie de timp. Deși a fost pictat în urmă cu 400 de ani sau mai mult, a rămas întreg de atunci și până astăzi. Dar nici asemenea unei cărți din care citim 30 de pagini, îi punem semn, apoi o lăsăm în bibliotecă mai târziu relun de unde am rămas și tot așa până ajungem la finalul cărții. Tocmai de aceea muzica este minunată pentru că pornește la un anumit moment dat, din nimic, crește, se dezvoltă, evoluează, ajunge într-un punct culminant și apoi dispare în cu totul alt moment. Iar toată această desfășurare sonoră este organizată pe portativ prin notele muzicale care ne indică pe de o parte înălțimea sunetelor, do re mi fa sol mai sus sau mai jos, iar pe de altă parte durata, mai lungi sau mai scurte, ambele fiind la fel de importante. Despre înălțimile notelor pe portativ am filmat deja două videoclipuri unul pentru cheia sol și celălalt pentru cheia fa. Găsești linkurile în descriere. Despre durate, trebuie să știi că în muzică se numesc valori și se măsoară în timpi. Astfel, unitatea de măsură a duratelor este timpul. Adeseori, acești timpi muzicali sunt asociați și nu fără motiv cu secundele. La clasă, în timpul lecțiilor, îmi mai întrebe Levi cât durează o anume valoare. Și în loc de 4 timpi, spre exemplu, primez răspuns 4 secunde. În mod curios, atunci când viteza în care interpretăm o piesă este setată la 60 de bătăi pe minut, repet și insist, 60 de bătăi pe minut. Și știm că într-un minut avem 60 de secunde, înseamnă că un timp muzical în acea piesă este egal cu o secundă. Desigur, de cele mai multe ori tempoul pieselor nu este de 60 de bătăi pe minut. Cred totuși că ai înțeles ideea. Am văzut ce sunt duratele, am aflat ce înseamnă timpul în muzică, acum îți voi prezenta cea mai lungă valoare, o valoare de referință, nota întreagă. Și pentru a simplifica puțin înțelegerea, vreau să știi că fiecare valoare are trei componente cheie. Eu le spun cele trei deuri: Denumire, durată și desen. Este un joc de cuvinte pe care îl scot în evidență pentru a te provoca să-ți fixezi puncte de referință la care să fii atent atunci când analizezi o durată muzicală. Prima componentă va răspunde la întrebarea ce nume are. A doua va răspunde la întrebarea cât durează și a treia va răspunde la întrebarea cum se desenează, cum se reprezintă grafic. Le vom detalia imediat pe fiecare în parte. Răspunzând la prima întrebare se numește nota întreagă. Pentru că este întreagă, neîmpărțită și din ea se desprind și celelalte valori. Răspunzând la a doua întrebare durează patru timpi, și răspunsul la a treia întrebare este cel mai ușor desen. Un cerc simplu. Încă o dată, nota întreagă este o valoare de referință. Dacă mă întreb pe mine, singura pe care nu ai voie să nu o recunoști. E baza tuturor duratelor. Altfel spus, dacă știi bine bine nota întreagă, știi și toate celelalte valori. Pentru că le vei deduce și la limită, prin excludere, nu vei cădea în capcana de a spune că pătrimea durează patru timpi. Una, două, trei, patru. Mergem mai departe și completăm piramida valorilor. Am spus mai devreme că nota întreagă este un reper, dar și o bază, dacă vreți, de la care sunt generate toate celelalte valori sub toate cele trei aspecte, denumire, durată și desen. Hai să vedem cum. În josul piramidei duratelor găsim următoarea valoare. În legătură cu desenul, practic este o notă întreagă căreia îi se adaugă o codiță. Acum, ca și regulă nescrisă a muzicii, de fiecare dată când se intervine asupra desenului unei valori, prin adăugarea unui element, în acest caz o codiță, aceasta își va înjumătăți durata. În legătură cu durata, 2 timpi, fiind jumătate din nota întreagă, 4 împărțit la 2, egal 2 timpi. Iar ca și denumire, se numește doime, pentru că este a doua parte din întreg, din nota întreagă. Bine... Am avut nota întreagă, cerculețul simplu, i-am adăugat codiță și am jumătățit durata și am transformat-o în doime. Mai departe, doimii îi mai adăugăm un element, îi colorăm cerculețul și la fel își va înjumătăți durata. Am ajuns la pătrime. Ca și denumire se numește pătrime, pentru că este a patra parte din întreg, din nota întreagă. Iar ca durată durează un timp, fiind a patra parte. 4 împărțit la 4 egal un timp. Desigur, putem continua înjumătățirea valorilor prin adăugarea unui element, dar într-un video separat. Dacă am restrânge totul, avem cerculețul alb, care se numește notă întreagă și care durează 4 timpi, apoi cerculețul alb cu codiță, care se numește doime și durează 2 timpi, și cerculețul negru cu codiță, care se numește pătrime și durează un timp. În continuare, aș vrea să ne ocupăm puțin și de ortografia valorilor pe portativ. Pentru nota întreagă este simplu, nu avem capcane. La doim trebuie să fim atenți. Toate notele până la linia a treia inclusiv se scriu cu codița în partea dreaptă și orientate în sus. Iar după linia a treia se inversează. Codițele sunt scrise în partea stângă și orientate în jos. Acum întrebarea de 1000 de puncte. Cât de lungi să fie codițele? Răspunsul este simplu până la octavă. Iar în cazul pătrimilor avem aceeași situație. Toate notele până la linia 3 inclusiv se scriu cu codița în partea dreaptă și orientată în sus, iar după linia 3 se inversează. Codițele sunt scrise în partea stângă și orientate în jos. În final vom face un exercițiu de recunoaștere a valorilor și ceea ce avem de făcut este să completăm acest tabel. Pentru valoarea albă fără codiță denumirea este notă întreagă, iar durata 4 timpi. Valoarea care durează 2 timpi se numește 2 ime, și se desenează albă cu codiță. Pătrimea se desenează neagră cu codiță și durează un timp. Valoarea care durează patru timpi se numește notă întreagă și se desenează cerculeț simplu fără codiță. Pentru valoarea albă cu codiță, denumirea este 2 ime, iar durata 2 timpi. Nota întreagă se desenează albă fără codiță și durează 4 timpi. Valoarea care durează un timp se numește pătrime și se desenează neagră cu codiță. Doiimea se desenează albă cu codiță și durează doi timpi. Și pentru valoarea neagră cu codiță denumirea este pătrime și durează un timp. Cam atât pentru astăzi. Cu speranța că am fost îndeajuns de explicit, îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final și dacă ai găsit utile informațiile prezentate aici, apasă butonul de like, abonează-te la canal, activează notificările și arată-l și unui prieten interesat de acest subiect. De asemenea, te invit să dai click pe primul link din descriere, acolo unde te poți înscrie la cursurile noastre de muzică. Iar până data viitoare, amintește că este foarte ușor să rezolvăm problema duratelor în muzică, dar este și mai ușor să nu o rezolvăm. Numai bine!